România traversează una dintre cele mai grave crize de medicamente din ultima perioadă. Pastile de bază folosite în tratamentul bolilor cronice lipsesc cu desăvârșire, iar probleme sunt inclusiv în spitale. Un exemplu clar este medicamentul necesar tratării unei boli foarte grave, precum tuberculoza. Farmaciștii dau vina pentru această situație pe lipsa de substanță activă, dar și pe lipsa de implicare a statului, care nu încurajează activitatea de fabricare a medicamentelor în țară. Serbia nu este parte în UE, ce multe produse și le procură pacienții noștri de acolo. Pe baza unei rețete parafate de către medic, le pot obține contracost din Serbia și se practică fiind zonă de graniță. De mai bine de două luni, acest bărbat din Drobeta Turnu Severin caută un medicament prescris pentru dilatarea vaselor de sânge. Îi este necesar după ce i-au fost montate 3 stenturi, iar medicii i-au spus că trebuie să-l ia cu strictețe dacă vrea să trăiască. O perioadă a luat un înlocuitor, dar acum nu-l mai găsește nici pe acesta. Aceste medicamente le caut de două luni de zile și pe la majoritatea farmaciilor care am fost, mi s-au spus că nu să mai fac, nu, fabrica de le producătoare nu le mai face că sunt făcute prin Irlanda. Iar locuitorul lor care e în Cehia, nici acela. Și nu au nivel de contractare. Eu am întrebat și la Agenția Națională a Medicamentelor la București și au zis, domnule, o să revină în circuit pentru că au avut o întrerupere de o perioadă. Nu știu, motivele dâșii le-au știut. În farmaciile din Mehedinți intră zilnic sute de pacienți care pleacă acasă fără medicamentele de care au nevoie. De la raft lipsesc pilule extrem de importante, necesare în tratamentul bolilor de inimă, de cancer, dar și alte boli cronice. Cred că am vreo săptămână. Și da. Nu-l găsesc, da. Pentru ce? Nu știu, l-a recomandat de la medicul de la ficat. Nu se găsește. Nu se găsește, da. Bine, ăsta nu este un medicament de bază, dar îl ia numai la nevoie. Și l-a avut până acum și acum nu mai este. Este o criză mare de medicamente în România și în farmacia noastră și peste tot și este o criză de medicamente la nivel european. Care sunt medicamentele care vin? Sunt medicamente din multe clase, pornind de la antibiotice, aici intră și suspensiile pentru copilași, până la antitermice, apoi clasele de medicamente pentru cronici, produsele pentru tuberculoză, o serie de produse pentru hipertensiune arterială, produsele de pe programe naționale de sănătate, cum ar fi produsele pentru cancer. Sunt multe produse care lipsesc. Spitalul județean din Drobeta Turnu Severin caută de mai bine de două luni un medicament absolut necesar în prevenirea și tratarea pacienților bolnavi de tuberculoză. El se administrează și pentru prevenire la cei descoperiți în focare. În momentul de față, la nivelul unității noastre medicale, dar această problemă este și la nivel național, este un medicament tuberculostatic care nu se găsește, un medicament care este atât de prima linie în tratamentul tuberculozei, cât și pentru prevenție, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Din câte cunoaștem, s-a făcut o licitație la nivel național, nu s-a prezentat nimeni, astfel Ministerul Sănătății o să deruleze din nou această licitație, în schimb, până se finalizează, problema este pentru pacienți. Farmaciștii sunt nemulțumiți că autoritățile române nu acordă o importanță mai mare stimulării producției de medicamente în România, una dintre cauzele lipsei acestora, dincolo de prețul mai mic față de țările europene și de lipsa substanței active. Am citit chiar ieri ghidul ADR aflat în consultare și am constatat că industria de producție a medicamentelor este punctată cu 5 puncte, fiind singura industrie punctată în modul ăsta, toate celelalte activități productive sunt punctate cu 15 puncte, adică putem produce cabluri, avem 15 puncte, dacă producem medicamente, avem 5 puncte, la același nivel cu sălile de fitness. Pentru că sunt mai scumpe pe piețele externe, inclusiv producătorii români preferă să exporte medicamentele în afara țării, deoarece obțin un preț mai bun decât cel pe care l-ar primi dacă l-ar comercializa pe piața românească.